Salut, gemeni! Voi face citirea pentru relații luna mai. Gemeni, relații luna mai. O călătorie cu o persoană vicleană. Deci voi aveți o călătorie, veți fi tentați să călătoriți cu o persoană, dar cu cineva sau o femeie, de obicei este această vulpe, o femeie vicleană, roșcată, care în această călătorie trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă ea este pusă pe furat. Fie că voi aveți o afacere și în același timp merge și ea în această afacere și își arată interesul pentru afacere, dar totuși ea este cu ochii să vă păcălească. Și totuși depinde totul de o instituție. Primiți un răspuns de la o instituție. Poate că această călătorie deja s-a întâmplat și ați fost păcăliți și acum așteptați să primiți un răspuns de la o instituție legat de această păcăleală. Să vedem ce spune și tarotul ermetic despre relația voastră. Așa cum am mai atenționat, să observați că sunt relații de afaceri sau relații sentimentale, depinde. Poate să primeze o relație de afaceri, nu știu, să vedem. Șapte de bâte. Deci aveți cam tot ce vă trebuie pentru a rezolva această situație. Nu vă este greu să rezolvați așa ce aveți de rezolvat. Totul va fi foarte simplu. Situația în care se află relația, voi, partenerul. Deci, doiul de bâte, l-ați văzut, este relația voastră, este în așteptare. Fie că voi așteptați un răspuns din partea celuilalt sau o propunere sau ceva, așteptați să vină ceva din partea celuilalt, sunteți într-o așteptare sau celălalt așteaptă de la voi un răspuns, v-a făcut o propunere, v-a cerut ceva, iar voi trebuie să-i dați un răspuns. Voi sunteți într-un moment destul de dificil. Ceea ce aduceți voi în această relație este turnul. Turnul înseamnă că această relație trece prin distrugerea construcției. Construcție care, să zicem, chiar susține această relație. Deci, acest turn pe care l-ați construit în relația voastră se dărâmă sub fulgerul lui Marte. Dacă observați, aveți aici semnul lui Marte, care spune clar că vă aruncă din turn, dar în același timp vă luminează, vă arată situația reală, vă arată problemele, vă arată unde ați greșit. Turnul întotdeauna spune că reconstrui acest turn, dar fără greșeli, fără imprudențe. Deci aveți șansa reconstrucției relației, dar fără să mai faceți greșeli. Partenerul vostru, ce aduce în această relație care este în așteptarea unui răspuns? Doiul de monede. Banii pe care îi câștigă, banii din munca lui. Fie că pe lângă salariu poate să mai primească ceva bani, poate că a muncit ore în plus, poate că a făcut anumite servicii, deci primește ceva bani în plus. Și acest doi de monede, dacă observați, cele două monede sunt
înconjurate, sunt susținute și le ține în mână partenerul vostru sau partenera voastră de șarpele cosmic. Deci are o protecție, Jupiter în Capricorn. Deci dă această protecție a muncii, a rezultatelor și a faptului că poate să-și permită să plătească o distracție, călătorii. În ceea ce privește gândul vostru, este la un 7 de spade, la un înscris falsificat, luna în vărsător. Deci trebuie să vă gândiți foarte bine la acest aspect, un 7 de spade. Deci este ceva care nu este adevărat, ceva pe care, de care știți și la care gândiți. Fie că este vorba de cineva din familie, din cămin, deci de acest înscris care nu este adevărat. În schimb, partenerul vostru își arată, gândește să fie generos cu voi, fiindcă și el, am putea spune, a primit generozitatea celorlalți, deci sau altuia. Adică dacă a primit niște bani în plus, vorbim de 6 de monede, bani în plus la locul de muncă, atunci sau o mărire de salariu, poate să-și permită să fie și el generos la rândul lui și gândește cum să-și manifeste această generozitate. Ce arătați celorlalți? Un 7 de cupe, iluzii, amăgiri. Deci vă amăgiți singur într-o anumită situație. Acest lucru văd ceilalți, Venus în Scorpion. Deci o amăgire, un fel de fata Morgana, ceea ce voi vă amăgiți. Partenerul vostru, ceea ce arată celorlalți și ved ceilalți la el, este un 10 de cupe. Faptul că este Marte în Pești. Este o persoană cu gândul la familie, la cămin, la unirea familiei, la completarea familiei, la întărirea familiei. Deci asta observă la partenerul vostru, iar la voi aceste iluzii, 7 de spade, gândul la un înscris falsificat, dar și 7 de cupe care arată iluziile voastre, amăgirea voastră. Deci mare atenție să nu vă amăgiți din nou cu acest turn care trebuie reconstruit, dar pe o bază solidă. Și iată că aici aveți această relație cu o femeie care este gata să vă păcălească legat de o călătorie. Poate că unii dintre voi sunteți plecați și, eu știu, munciți în afară și călătoriți și apare această relație care este cu ochii să vă păcălească, dar voi așteptați și un răspuns din partea unei instituții. Și dacă vă aduceți aminte, aveați aici doiul de băte, care arată clar că sunteți într-o așteptare. Așteptați în această relație să primiți un răspuns. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri. Și vă mulțumesc pentru timpul acordat.